Bun găsit! Sunt Mândița Baias, profesor la Școala Dimitrie Cantemir din Baia Mare. Vom face astăzi o fișă de lucru în Google Slides. Aceasta este o fișă de lucru interactivă. Accesăm Drive-ul și apoi de la butonul New, din stânga sus, alegem Google Slides. Aleg o temă, deschidem prezentare nouă. Tema aleasă este aceasta, după cum vedeți, inserăm o casetă de text, alegem o imagine care ne place din tipurile de prezentări, denumim fișa noastră de lucru, chiar așa am numit-o, fișă de lucru. Putem alege pentru textul introdus o culoare care ne place. Din bara de instrumente putem introduce o fotografie potrivită temei. Am ales de pe internet această fotografie și anume de pe Pixabay, o fotografie care se reprezintă mecanisme simple. Aleg fotografia, deci. Aceasta respectă drepturile de autor, este liberă. Dacă este fișă de lucru, trebuie să conțină și informații referitoare la tema prezentată. Aceste informații le accesez de pe Wikipedia, accesând linkul către site și îl inserez în prezentarea noastră. Vom face în continuare un test și anume, voi alege din imaginea corespunzătoare ce tip de pârghie este aceasta. Și voi avea mai multe opțiuni. Introducem o casetă de text unde vom scrie răspunsurile pe care le vom da la întrebare. Acele casete de text sunt de fapt linkuri care ne trimit către alte slide-uri în funcție de răspuns. Așadar, copiez caseta de text de câte ori am nevoie. O voi copia de 3 ori. Aliniez casetele de text cu ajutorul instrumentului din Google Slide. Inserez imaginea, pentru că este vorba de o pârghie, voi copia o fotografie, tot de pe Pixabay. Am inserat imaginea, pot să o măresc, pot să o mut în locul în care doresc eu. Vom multiplica slide-ul acesta de mai multe ori, pentru că dacă alegem răspunsul 1 și acesta este corect, ne va duce la un slide unde va scrie răspuns corect. Și ne-a dus la slide-ul cu răspunsul corect. Aici putem insera o săgeată de o anumită culoare. Și o să vedem, am inserat această săgeată de culoare verde, care este de fapt un link ce ne duce mai departe. Pentru că răspunsul este corect, trebuie să mergem mai departe în prezentarea noastră, în lucrul pe fișa aceasta. Și ne-a dus la un slide din această prezentare și o să vedem noi, ne duce la slide-ul 7, adică mai departe în lucrul nostru pe fișă. Dacă aleg o opțiune de răspuns care nu este corectă, voi ajunge la un slide pe care scrie nu este corect și voi vedea săgeata roșie, care este tot un link și aceasta mă întoarce înapoi la întrebare și anume la slide-ul 3 pentru a încerca un alt răspuns. Săgeată, răspunsul nu este corect. Voi vedea linkul săgeată și mă duce acesta la slide-ul 3. Din nou la întrebare și la opțiunile pe care le am. Pentru ca materialul cuprins în fișa de lucru să fie mai edificator, pot insera materiale video. Acestea se pot importa de pe YouTube, se inserează linkul corespunzător.
Resursele utilizate le-am enumerat aici. Vă mulțumesc!